Ia uitați unde am venit, dragii mei, la Santa Margherita, o catedrală superbă, frumoasă, minunată, da? Voi intra aici înăuntru, am și listele pentru voi să vă citesc pe toți cei care, bine, nu pe toți, că n-am avut cum pe toți, da? Vă pup și vă îmbrățișez cu această ocazie, vă doresc o duminică minunată. Încă mai se simt efectele eclipsei, aici vine foarte multă lume, o să vă arăt după aia și cum se vede în jos, sunt cu copiii, bineînțeles. O să intru acum în biserică, în această minunată catedrală, unde o să vă bag pe toți la slujbe, da? Cu această ocazie vă pup și vă îmbrățișez și, bineînțeles, vă doresc duminică minunată. Haideți să intrăm. Am intrat, dragii mei. Ia uitați cât este de minunat. O să vă arăt așa un pic, că după aia eu va trebui să vă citesc, da? Va prind și lumânări, bineînțeles. Ia uitați cât este de frumos Domnul nostru Iisus Hristos. Fie numele Lui lăudat, da? Uitați cât este de superb, uitați cât este de superb. Vedeți cât este de frumos. Uitați și aici. Vedeți? Santa Margherita, da? Care îndeplinește toate dorințele la toată lumea. O să vă arăt cât este de minunat și mă voi pune, bineînțeles, după aia să vă citesc la fiecare în parte. Uitați cât este de superb. Vedeți cât este de superb. Uitați, aici este capul Sfintei Margherita. Stați că este o doamnă. Vedeți cât este de minunat. Uitați cât este de superb. Vedeți? E foarte frumos aici, în această minunată biserică, în această minunată catedrală, unde se fac miracole. O să vă prind imediat și lumânări și o să aștept să vină aici un preot ca să vă bag la slujbe, da? Și o să vedeți cât de mult efect o să aibă asupra bolilor, asupra farmecelor, da? Pentru toți cei care m-ați rugat să mă rog pentru voi, vă arăt și aici, uitați-o, da? Aici este capul acestei Sfinte Margherita, da? Uitați-o. Și scrie despre ea. Aici o să vă aprind și aici o să vă citesc, da? Având în vedere faptul că sunt aici, o să vă citesc, dragii mei, un pic. Pentru Viorica, pentru eliberare de farmece de vrăj cu familia. Pentru Alexandra, îndepărtarea răului din familie. Pentru Claudia, pentru împăcare în familie, da? Pentru Natalia, pentru dezlegări, pentru deblocări de drumuri și spor de bani. Pentru Elena, dezlegări de blesteme de farmece, pentru Alex, pentru fericire, liniște, pentru Nicoleta, dezlegări de cununie de farmece de sport, pentru Cristina Macovei, pentru sănătate, pentru sport, pentru prosperitate, Blanca, pentru dezlegarea cununilor, blestemelor de magie neagră, pentru Gabriela, pentru dezlegare de farmece de blesteme de bot, da? Dragii mei, hai să ne ducem și aici să citim, da? Pentru Viorica, pentru sănătate, pentru spor, pentru liniște, pentru Stoica Ioana, pentru sănătate în familie, pentru copii, pentru dezlegări de farmece, pentru Lenuța, pentru dezlegări de farmece, de ochiuri, da? De spor, de bani, pentru Minodora, pentru îndepărtarea dușmanilor, dezlegări de spor, pentru serviciu, pentru invidie, pentru gelozie, pentru Daniela, pentru Marinela și Marius, pentru dezlegări de farmece, sănătate, Lenuța, pentru dezlegări de cununie, Carmen, pentru dezlegări de blesteme, de obstacole, pentru bani, pentru Vali, pentru dezlegări, pentru Dorina, pentru dezlegări de Budo, pentru argintul viu, pentru magie neagră, Doamne ajută să vă dea Dumnezeu sănătate la toți și să vă se îndeplinească toate dorințele, da? Pentru Lenuța, dezlegări de farmece și blesteme, pentru Viorica, pentru sănătate, înțelegere, pentru dezlegările de energii negative, da? Doamne ajută! Pentru Rodica Elena, pentru Mihaela, dezlegări de farmece pe soartă, pe destin, pe sănătate, pentru Elena, pentru dezlegări de vrăj, Ana, pentru vânzare, pentru spor, pentru succes, pentru sănătate, Crăcinescu, pentru spor, sănătate în casă, dezlegări de bani, Daniela, pentru copiii ei, Analisa și Mihai,
Rita, pentru Cornelia Rita, pentru Emilia, pentru Cristian, pentru dezlegări de cununii și farmece Elena, pentru împăcarea fetelor în familie, nepoților, înțelegere, pace, armonie. Doamne ajută, așa să fie. Mihaela, da? Pentru dezlegări și pentru loc de muncă. Irina, loc de muncă, spor de bani. Iuliana, pentru îndepărtarea răului. Alina, pentru dezlegări de farmece, de blesteme. Ana, pentru îndepărtarea dușmanilor, liniște sufletească, dezlegări. Pentru Daniela, pentru sănătate, dezlegări de farmece. Da? Pentru Radu, pentru sănătate, liniște, pace, înțelegere, liberare de blesteme. Pentru Alex, pentru familie, îndepărtarea farmecelor și lucrurilor diavolești de la casă. Pentru Gheorghe, să nu mai beie, să nu mai aibă patima băuturii. Pentru Aurica, să aibă parte de sănătate, de liniște, da? Ia uitați cât de vie pare, da? Dragii mei, dragile mele. Acum, dragii mei, dragile mele, să aprindem și niște lumânări, da? Să vedem cum le aprindem cu, de aici cu bețișor, da? Deja mai aprind vreo 3-4, aprindem și asta. Vedem luna de acolo. Vedem o lumânare de acolo, la Sfânta Marta. O să punem și bănișor după aia. Da? Mai punem una aici. Așa, dragii mei, îl pun pe bărbățelul meu să pune bani. Așa, îl filmez un pic. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, pace, liniște, fericire. Am aprins și lumânări, am luat și acasă ca să mă rog pentru voi, da? Aici este Sfânta Marta, voi aprinde o lumânare și acolo, am o remerge și acolo, să iau de aici lumânare ca Sfânta Marta, să punem și aici. Asta e pentru voi toți, dragii mei, da? De pe canalul de YouTube. Aici este la minunata Sfântă Marta, ia uitați-o, am zis. Adânc să aprindem. Așa. Pentru voi toți și familiile voastre, pace, liniște, fericire, îndepărtarea tuturor blestemelor, a ghinioanelor. V-am zis că n-am putut să vă citesc pe toți, dar sunteți toți, da? Băgați și o să vă bag pe toți cei care v-am luat de pe YouTube, o să vă bag în slujbe. Așa că cu această ocazie minunată vă pup, vă doresc, uitați cât este de frumos, da? Vă doresc o zi minunată și binecuvântată, uitați cât este de frumos. O să ies un pic și afară ca să filmez panoramic, ca să vedeți unde sunt, la ce înălțime sunt. La ce înălțime suntem aici? La ce înălțime suntem? 700, zice bărbatul meu, la 700 de metri. Aici vă arăt o chestie importantă. Cine își dorește să aibă o casă, să construiască o casă, va trebui să vină cu țiglă. Și aici călugurii se roagă. Ia uitați aici să vă arăt cum e chestia asta. Vedeți? Trebuie să aduci o țiglă. O țiglă din asta. Vedeți? Asta este o țiglă care se pune pe casă. Și aici se spune că dacă tu ajungi la contribuirea bisericii și pui o țiglă, Sfânta Marta și toți sfinții din această biserică îți îndeplinește ție toate dorințele. Eu n-am avut o țiglă să o aduc, că și eu vreau o casă și o stau în chirie, să știți că n-am casa mea. Să nu credeți că sunt bogată, stau în chirie aici în Italia și dacă Doamne frește s-ar întâmpla ceva, n-am unde să mă duc, da? Eu n-am unde să mă duc în România. Casa mea este Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Atâta timp cât îl am pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt și pe Domnul Iisus Hristos, am casă, da? Uitați cum este aici, este super frumos, suntem la înălțime. Să dau camera să mă vedeți și pe mine un pic. Suntem la înălțime, dragii mei, da? Cu această ocazie vă pup și vă îmbrățișez. Aici este și un om care vinde lucruri. O zi frumoasă vă doresc!